Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din seria asta minunată cu zombie. Suntem iar pe serverul Atlanta și o să ne batem din nou cu zombie. Sperăm să găsim de data asta arme mai bune, să putem să ne împotrivim acestei invazii zombie. Dar nu înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și hai să înceapă episodul! Băieți, iar ne-am spawnat aici la baza asta militară și în dreapta acolo vedeți că n-am omorât niciun zombie, n-avem nicio zi supraviețuită și o să fie foarte interesant. Nu înțeleg de ce se vede atât de puțin. Ar trebui să văd mai departe. Deși astea sunt pe maxim, adică cam asta e. Cred că s-a întâmplat ceva de la server. Hai că vedem puțin navaia. Nu sunt zombie, ceea ce e de bine, pentru că ne lasă puțin să facem puțin loot. Uite unul acolo. Hai că e bine, e bine. Momentan încă suntem bine. Faza e că suntem pe server, sunt player și nu mă așteptam. Deși astăzi e vineri când filmez. Mamă, dar numai de ăsta îmi dă. Și sunt player pe server. Asta înseamnă că la un moment dat o să ne întâlnim cu player, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult, pentru că de fiecare dată când înregistram nu prea erau player pe server. E, ok, o să iau și arma asta, chiar dacă n-am gulanțe, de ce nu pot să iau? Ok, a fost puțin lag, se pare că serverele mai au și mici probleme din când în când. Ok, o să-mi pun masca asta pe față. Ideea e că aș vrea, cred că, să coborâm aici. Da, cred că o să coborâm aici, dar imediat după ce iau și următoarea, ok, clădire de pe aici. Interesul meu e să găsesc cât mai mult loot și dacă nu găsesc, nu e nicio problemă, mergem mai departe. Ai, coborăm pe aici totuși. Ok, s-au spawnat astea din spatele meu, ești nebun? Sau nu le-am luat eu? Cred că nu le-am luat eu. Da, e bine momentan să nu fie rău, pentru că stăm prost cu loot-ul, dar în același timp avem timp să găsim loot mai bun și trebuie să găsim urgent și de mâncare, nu doar chestii dintre astea de lootat. Și bineînțeles niște gloanțe la armă, avem o cameră secretă pe aici, mamă, mișto, rău se vede, interesant, foarte interesant, coborâm aici jos. Pe aici s-ar putea să găsim player. De ce? Pentru că am mai fost în zonele astea unde găsești loot dintre ăsta mai mult, tot timpul au fost playeri. Pentru că ei vin în zonele de genul ăsta, pentru că e și loot-ul ăsta de arme și te ajută mult. Găsești arme foarte, foarte bune. Mamă, uite, fii atent că am găsit primul pistol, doar că nu știu unde s-au dus gloanțele. Cred că a fost un bug ciudat aici și aici trebuia să am... băieți, asta nu-i de bine. S-au dus gloanțele pe aici pe undeva și în loc să-mi dea... ok, degeaba. Uite-le, gata, avem și gloanțe. Băieți, hai să încărcăm pistolul. Să fac treaba asta, să l-am încărcat și o să încercăm să nu murim așa din prima. Suntem aici în baza asta subterană. De fapt nu e chiar o bază subterană, cred că e mai mult un bunker. Uite că avem și... ok, foarte tare, avem tot felul de lucruri. O să iau ăsta așa, ca să nu consum gloanțele pe zombie inutil. Nu mă interesează. Ok, încă un pistol. Hai că e bine, pe episodul ăsta suntem bine cu loot-ul, băieți, e bine rău. Deci cumva putem să ne batem lejer cu zombii imediat ce ieșim de aici. În astea, uite, mâncare, perfect. Hai, nu pot să accesez? Ok, asta e goală și asta e goală, ok. Nu o să iau foarte multe lucruri inutile. Ok, o să pun niște haine pe mine, se pare că o să-mi transform imediat ținuta. Mamă, dar ce mișto arată. Doar că dacă aveam și o... aud zombie. Dacă aveam și o cască dintre asta albastră, era super tare. Dar nu este cazul de data asta. Ok, o să iau asta că am nevoie de apă. Hai, dă-mi înapoi. Nu mai pot să accesez. Ok, o să iau asta înapoi. Am văzut acolo un zombie și l-am auzit de fapt prima oară, că m-am speriat puțin. Am stat puțin așa deoparte. Ăsta e primul zombie pe care îl batem pe episodul ăsta și a fost destul de ușor de bătut, dacă mă întrebați pe mine. Flash grenade. Încep să cam umple inventarul, dar nu nicio problemă. Ok, avem gripuri, ok, avem arme, avem iar gripuri. Da, e bine, suntem bine. Suntem foarte bine pentru episodul ăsta, super mulțumit. În sfârșit putem să ne batem și noi serios cu playerii și cu zombie, pentru că nu o să mai... Wow! Ok, am găsit primul player, băieți, l-am și bătut, n-avea nimic la el, dar a fost așa foarte ciudat, m-am speriat inițial, dar l-am bătut, băieți, i-am dat cu hammer-ul. Puteam să-l împușc, dar am reacționat cu ce aveam prima oară în mână. Ok, încă un player. Ok, l-am omorât și pe ăsta. V-am spus, băieți, că playerii ăștia vin aici, pentru că e o chestie foarte, foarte tare în zona asta.
găsești foarte mult loot și playerii care se spawnează în zonă coboară aici de desubt, că știu că găsesc tot felul de chestii. Ok, putem să facem lucruri foarte tare, mergem mai departe. Nu știu care e faza cu apa asta și de ce e aici și unde duce, dar nu mai contează. Să avem puțină grijă că deja am găsit doi playeri aici în subteran. Și asta nu poate fi neapărat de bine, știți ce zic? O să deschid backpack-ul ăsta, nu pot să-l accesez? Uite așa se accesează, ok. O să încerc să bag, nu știu, nici nu știu ce să bag pe aici. Desert Deagle-ul ăsta parcă avem gloanțe pentru el. O să încerc să bag chestii pe aici. Da, am băgat mâncare, am mai rezolvat din chestiile astea. Ăsta nu pot să-l bag aici? Ba da. Bun. Am mai golit puțin inventarul pentru că o să mai fie cazuri în care o să ne luptăm cu playerii și... Între timp trebuie să mai și lutăm. Sunt foarte multe arme. Uite aici un poligon de tragere, băieți. Uite, ok, hai că asta arată mai bine decât asta de aici și o să fiu așa albastru, mai interesant, băieți. Uite. Ce a fost asta? Doamne, cum să mori așa? L-am văzut că vine după mine, dar cum să mori halul ăsta? Deci era atât de bun spawn point-ul. Hai de capuș de zile, ăsta m-a omorât pe mine. Ok, ăla s-a întors înapoi. Și m-a omorât. Eu am văzut că vine, dar nu înțelegeam ce se întâmplă. Am vrut să scot pistolul inițial, să-l împușc și l-a aruncat cu grenada și am murit. Și vă dați seama cât loot aveam eu în inventar. În momentul ăsta eram super tare, super blindat, să spunem, și acum iar îți gol pușcă. Ok, am omorât. Ok, nu mai contează. Nu-mi place zona asta. Vă spun de ce, că e foarte slab loot, așa că mai bine mor și mă duc, nu știu, mă respawnez în altă parte, că nu e pont zona asta, nu e pont deloc, te-a mai murit unul aici. A mai fost unul aici și tot la fel știa că nu-i loot în zona asta și s-a omorât în lavă. Așa o să facem și noi, băieți. Și mai dăm o dată respawn, poate ne dă tot într-o zonă dintre asta mai, ok, mai bine pe loot. Mă uitam aici, nu știam dacă m-a dat în aceeași zonă sau nu, nu e altă zonă, a mai fost aici la vaporul ăsta. Sunt player și pe aici, băieți, știu sigur, uite-l pe ăsta, am murit aici. Sunt player și pe aici pentru că am mai fost omorât eu în zona asta. Acum nu știu dacă a fost cineva și a luptat tot înainte să se respawneze. O să încerc să găsesc... Dirty Rag, nu mulțumesc. Ok, un heavy bow. Nu mă interesează, e foarte, foarte prost loot-ul acum. Nu înțeleg de ce. Ok, am găsit, vreau o armă, vreau, nu știu, un hammer, o chestie cu care să mă pot lupta în caz de mai spawnează un player pe aici, pentru că se mai întâmplă să mai vină, nu vreau să mă bat cu el cu mâna. Ok, nu mă mai interesează. Prin corturile astea nimic loot, ok, doar niște paturi, nu chiar atât de bun pe cât am crezut. Oh fuck, cum să mor, deci... Ăsta e cel mai fail episod pe care l-am făcut eu vreodată, băieți, n-ai cum, efectiv n-ai cum. Am murit în cele mai proaste moduri posibile. Hai că m-a dat. Suntem iar aici, unde am murit. Dacă intrăm iar în zona aia, o să fie bine. Dar până să ajungem în zona aia, trebuie să văd cum fug eu pe aici, să nu mă vadă vreo unul că n-am lootat nimic. Mergem înapoi acolo de desubt, unde mai găsim loot, pentru că acolo e cel mai bun loot, cred că de pe harta asta îl găsim acolo de desubt. Dar ca să fim ok, să luăm și ăsta pe aici, pentru că e posibil să ne mai trebuiască ceva mâncare când ne luptăm cu morfină, perfect. Am luat morfina parcă. Acum să nu iasă băiatul ăla din subteran de acolo și să fie foarte, foarte nasol. Ok, foarte multe medicamente, foarte tare, îmi place maxim, pentru că medicamentele ajută când o să... Ok, bine, am găsit un backpack mare, dar astea empty nu mă ajută absolut deloc. Acum știi ce mai trebuie? Mai trebuie niște mâncare. O chestie dintre asta cu mâncare, dar hai să mergem de sub aici. Sper să nu ne întâlnim cu el și sper să fi plecat de aici, băieți, că dacă nu a plecat, cam asta e. Ok, am ajuns. Uite! Hai de capul meu, mă aștepta, ești nebun, parcă... Mamă, dar uite câte chestii, era blindat omul. Era blindat omul, efectiv n-aveam ce să-i fac. Ok, e foarte interesant că sunt playeri. Uite acolo un zombie, cred că e. Ne-a spawnat tot lângă. Da, suntem aici lângă, doar că ne-a spawnat puțin mai departe. Tot aici, dar e bine că avem prima armă. Hai să căutăm loot foarte mult, că sunt playeri în zona asta de arme și dacă ne văd o să fie foarte nasol pentru mine. Mai ales că nu am absolut nimic pe mine. Zombie nu sunt. Nu știu care e treaba, nu sunt zombie. Poate pentru că sunt prea mulți playeri și omoară sau ceva, dar e slăbuț cu zombie. E mai mult pe playeri, băieți, episodul ăsta e mai mult pe playeri și ne-o luăm grav. Bine, am murit așa, cam prostește în ultima vreme, dar sperăm să ne recuperăm itemele și să încercăm să nu mai murim așa prostește, poate reușim. Mă uit pe aici să văd, am căzut, nu mi-a rupt piciorul sau ceva, nu, e bine. Simt pe la intrările astea loot, ok, am găsit un...
Oh, spuneam de zombi că nu sunt. Uite că sunt și zombi. Îi dăm așa mare cuțit la zombiul ăsta și la zombiul ăsta mare cuțit. Mare cuțit și la zombi. Opa, ăsta e mai puternic puțin. Ok, să nu ne atingă. Asta, cam asta e chestia, să nu ne atingă zombi. Așa, nu ne-a atins niciunul. Și vedem. Pe la tancuri pe aici, poate pe la tancurile astea sunt mai... care e faza? Poate găsim chestii pe aici? Ce ziceți, băieți? Sau mergem tot acolo de desubt și încercăm să ne batem? Dar cu ce să mă bat cu el? Cu cuțitul? Ai văzut ce avea pe el? Ești nebun? Avea dita mai armura, dita mai armele. Uite-lea pe prietenul meu. Ăsta m-a omorât cu grenada. Se pare că l-a spawnat și pe el, dar cred că ăla de desubt de acolo... Nu m-a văzut fraierul. Ok. Zim că ai ceva loot, avea un headshot, ești nebun. Deci el abia intrase și el. Cred că ăla de desubt de acolo care se plimbă și tot lutează armuri și dintre astea, cred că ne-a cam omorât pe toți. Ăsta face ceva? Nu face nimic. Lasă-mă în pace. Să fiu foarte, foarte grijuliu, sper. Și sper să nu mai mor așa prostește. Acum nu știu ce să zic. Parcă aș vrea să mă duc tot acolo la ei, băieți. Hai să vedem dacă totuși... Aici ce-i? Nu pot accesa? E o chestie acolo înăuntru. Ok. Sunt zombi în față. Dar nu e o problemă, încercăm să fugim cât de mult putem de ei. Da, e bine, vreau să merg aici de desubt, nu am să vă mint. Știu că e posibil să dau de playerul ăla care tot lutează pe acolo și văd că astea s-au spawnat pe aici și nu le-a luat nimeni momentan. Asta înseamnă că s-ar putea să fie ăla tot acolo jos. Să mergem direct pe el? Dacă mă bat cu cuțitul cu el, nici nu știu ce să fac, băieți. Sunt puțin așa agitat, trebuie să vă recunosc treaba asta, hai să mergem totuși. Acum știi ce, până la urmă mă bate, aia e, băgăm mâncare noi și mergem de desubt, intrăm peste el cu cuțitul. Sau cu hatchet-ul ăsta, cu ce o fi, nu contează. Cred că m-au auzit că cobor pe scări și cred că mă așteaptă acolo la ușă. Acum până la urmă n-am foarte mult loot și nu mai contează dacă mă așteaptă aici, la nu e aici, ok. Ok, hai, poate am o șansă să iau ceva loot pe aici, doar că trebuie să fiu foarte, foarte atent, să încerc să fiu foarte atent, să nu mă audă sau să mă vadă. Dar la cum stau eu așa în mijloc pe aici, nu prea e foarte atentă toată treaba asta, ok. Dar nu știu de ce iau quiver-urile astea, că-s goale, ești nebun, măcar dacă aveți ceva pe ele. Ok, nu știu ce fac cu backpack-ul ăsta, nu știu dacă pot zbura cu el sau ceva, dar îl păstrez. Ok, nu-i nimeni. Bun. Asta nu înseamnă că dacă acum nu-i nimeni, nu o să vină cineva între timp, știi? Ok, asta pentru ăsta n-am gloanțe, dar cred că am pentru ăsta gloanțe. Ok, o să merg cu pistolul în mână, băieți, că nu pot să prea merg cu pistolul în mână, ceea ce mă frustrează puțin. Aud zombie, nu-i văd, dar-i aud. Asta înseamnă că sunt pe aici prin zonă. Asta înseamnă că s-ar putea să fie și player pe aici prin zonă. Am un combat helmet acolo. Eu nu înțeleg de ce îmi dă armele fără gloanțe, că știi cum e. Dacă ai arma și n-ai gloanțe la ea, degeaba o găsești, știi? Unele le dă cu gloanțe, dar unele nu. Și asta e, nu-i bine. Asta nu-i de bine. Eu dacă mai găsim player pe aici. Crossbow. Ok, am găsit o armă cu gloanțe. Dă-mi-o. Ok, am o armă și are gloanțe. Uite, l-ați văzut? E acolo, băieți. E cu zombie. Ok, de ce n-am tras? Nu s-a încărcat? Și-a dat și el grenada și a murit. Cam asta e. Foarte tare. Da, ne-am omorât unul pe altul. Da, cam atât cu episodul de astăzi cu zombie. Nu e... E cel mai straniu episod. E... Nu știu cum s-a întâmplat să mor în halul ăsta, să fiu atât de noob încât să mor de nu știu câte ori am murit în episodul de astăzi. Vreo 4-5 ori, habar n-am. Ideea e că sunt morți dintre astea foarte ciudate. Că mă întâlnesc cu același player, l-am omorât eu, mă omoară el. Mai fost ăla care avea maxim de loot pe el și tot tacămul și omoraia și aștepta. Dar era foarte tactic băiețeașul. A ascultat totul la sunet să vadă ce se mișcă în jurul lui. Asta este. Eu am fost Ciobi și s-a terminat episodul de astăzi. Cam atât. V-am țucat. Pa!